Ok. Dar haideți să dăm drumul aceea. Voiam în primul rând să îmi spuneți exact funcția pe care o aveți dumneavoastră la... Vicepreședinte pe partea de organizare. Și soția dumneavoastră este președinte, ca să știu cum mă adresez. Și câți vicepreședinți sunt la filiala? Și dumneavoastră sunteți unul din cei 9 vicepreședinți, deci nu sunteți prim vicepreședinte. Nu, nu este președinte și atât, și 9 vicepreședinți. Dar oricum păreți mai vicepreședinte decât ceilalți vicepreședinți. Nu, am experiență, poate, în partea așa politică, nu am vorba de... Îmi amintesc, domnul vicepreședinte, că acum vreo 5 ani ați spus că cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o în viața dumneavoastră este că ați intrat în politică. Da. V-ați schimbat opinia în timp. Nu, recunosc că am spus și eram foarte hotărât să nu mai revin niciodată în politică, dar având în vedere că am avut timp 2015-2019 spre sfârșit, vă dați seama că sunt un număr de ani, am stat un pic și am urmărit și am spus așa, Dumnezeu s-a dorit să-mi scoatem Cățurcanul din politică cu un dosar penal. Ok. L-am scos. Mă gândeam că de-a doua zi lucrurile vor fi mult mai corecte în ce privește omul simplu. Adică concursurile vor fi luate pe bune, nu vor mai fi cu dedicații pentru membru de partid de la X, de la Y sau de la Z, că licitațiile în România și în Botoșan vor fi făcute pe bune, că polițienii care fură vor fi arestați toți și o să rămână doar aceia care sunt cinstiți, că primarii care s-au îmbogățit din bani publici o să fie chemați și trași la răspundere. Am urmărit, am așteptat. Nimic. Nimic. 5-4 ani de zile, 5 zile. Adică ceva se întâmplă. Ori a fost doar cu dedicație pentru persoana X. Au fost atunci, cred că, jumătate dintre președinții Consiliului Județene. 4 luni din 4. Deci aproape toți, da. Perioada 2012. Și am spus, fratele meu, înseamnă că ca să te lupți, să încerci să faci ceva și pentru omul simplu, este să joci în teren. Și de asta am decis să revin. Mai mult de atât, cred că 11 clasări pe care le-am primit m-au determinat să-mi dau seama că am fost un om foarte vânat, dorit să fiu băgat pe viață la necaz. Și atunci am zis, bă, nu se poate, trebuie să ies în teren, să fac maximul până la ultima speranță pentru a încerca să fiu de folos comunității. Dar cine să dorească lucrul acesta să scoată din politică? Cine a supărat așa tare? Bănuiesc că de la București în jos o cu bun. De la București în jos, asta e bănuiala mea. De la București, de la PNL, de la PSD, din justiție? Nu pot să bănuiesc, adică eu pentru mine știu, dar n-ar vrea să fac niște afirmații pentru că nu am... Dar ca să vă dau un răspuns concret, s-a creat o confuzie că aș fi trădat într-un scrutin electoral, nu am făcut maximul pentru a câștiga dreapta și atunci s-a creat o confuzie că sunt trădător și mi s-a început tăvălucul peste mine ca să demonstrez într-adevăr unde-i puterea. De aici, de acolo am simțit, mi s-a și transmis, nu pot să vă spun, mi s-a transmis că va urma o perioadă foarte dificilă pentru mine să-mi pregătesc familia pentru că sunt trădător. Asta e viața, trădător nu sunt, dar să știți că botoșenii de felul lor mereu au votat cu stânga decât cu dreapta când este un vot exprimat pur politic. Da, apropo de asta că ați spus că aveți 11 clasări, aveți și o condamnare în primă instanță. Cât de mult vă afectează și în plan familiar și politic problema asta din justiție? Da, în politică, nu știu, nu pot eu să cântăresc cât o afectează pentru că nu există eu voturile. Voturile cetățenii din județ vor merge la vot și vor vota. În primul rând, eu niciodată nu am ascuns adevărata mea față. Ce am avut, am spus lucruri din nume și ăsta sunt. Nu am niciodată, nu pozez în un om care nu a avut probleme în justiție, pentru că să văd, m-am luptat și mă lupt în continuare pentru a-mi demonstra nevinovăția, deocamdată nu am o hotărâre definitivă și evocabilă, așteptăm această hotărâre și v-am spus și repet, mă voi supune rigorile legilor așa cum vor fi ele stabilite. Familiar, vă dați seama, având 6 copii, familie, afaceri, nu e ușor. Dar o luăm și pe altă parte. Alții sunt loviți de cazuri, un accident de mașină, alții sunt loviți de anumite boli în familie sau în zona familiară, alții au probleme penale, mergem mai departe. N-avem... Să știți că dacă citiți codul penal, o să realizați că majoritatea ar trebui să aresteze singuri.
codul penal este făcut atât de ambigu și încurcat, că nu știu cam cum trebuie să trăiești în România să nu treci odată pe lângă el. Vă spun sincer, vă rog, vă recomand să citiți, să vedeți când încurcat, cu încurcat așa amestecat, numai dacă nu vrea cineva, nu te are. Ioan Becali spunea la un moment dat, domnule, pușcăria e făcut pentru oameni, nu e făcut pentru animale, da, până la urmă. Pentru animale poate curajoasă, dar vreau să vă spun că am trecut pe acolo și dacă ești om educat, dacă ești om care ai niște principii, știi să respecti niște regulamente, nu e un pericol atât de grav dacă ajungi pe acolo. Avem, eu sincer, pentru mine este un model în Botoșan, familia Conța, care la fel au trecut, au venit, sunt oameni puternici în societate, echilibrați și mulți alții. Asta e viața până la urmă, dar mai așteptăm. Avem încă un proces în apel și dea Dumnezeu să îl finalizez în favoarea adevărului și atunci vom vedea. Deocamdată mai este de parcursul etapă. De ce ALDE și nu alt partid? De ce nu PNL din nou? Eu nu am nimic de ascuns și am spus și repet. După ce am urmărit exterul politic, nu eu, pentru soția mea am zis că ar fi păcat să suferi și ea din cauza mea. Eu nu eram hotărât să intru eu personal în politică, eu am vrut să o susțin pe soție. Și am avut anumitat unele discuții cu PNL-ul pentru reintrarea lui Roxana în PNL. Inclusiv la București am vorbit, președintele partidului. Da, nu spune problema, da, nu spune problema, da, nu spune problema, au durat un an de zile. Președintele partidului Ludovic Orban, da, adică? Da, nu spune problema, au durat un an de zile. În același timp aveam datonări și din partea ALDE de la București. I-am tot amânat, că mă gândeam că o să finalizez aici. Nu i-am cerut mare minuni. Să intre măcar un vicepreședinte sau secretarul coordonator a filialei. Asta ne-am cerut, recunosc, și am cerut să celor de la PNL? Da, și am cerut să facă niște modificări, să schimbi prin vicepreședință, să-l aducă pe Cătălin Futur și pe Cristian Achitinu, că am eu ceva personal cu ei, dar consideram că unificarea dreptei trebuie făcută, că nu există, adică mă refer PDL-PNL, nu există, și ca să unifici trebuie să împarți președinția la PNL, doi prin vicepreședință la PDL venit în PNL. Da, atunci, apropo de persoanele care le-ați nominalizat, circulă mai mult sau mai puțin oficial varianta că, de fapt, venirea dumneavoastră la ALDE face dintr-un plan mai larg pe care l-ați conceput împreună cu primarul Cătălin Flutur de răsturnarea conducerii actuale a PNL-ului. Nu, înainte de la ALDE am vrut să facem lucrul ăsta, care vă spun. Nu era de răsturnare, o înțeles greșit și șoptică, dacă o înțeles treaba asta. Eu i-am spus foarte deschis, nu ia ca un... o bătălie directă cu el, dar pentru unificarea tuturor primarilor ar fi mai bine chestiunea asta, pentru că vrem sau nu vrem să recunoaștem, Florin Țurcanu a avut și are un cuvânt de spus în zona rurală la nivelul județului Botoșani. Și atunci aduceam un plus prin Roxana, că nu vreau să mă bag deloc, și cred că acești doi oameni, dacă veneau alături de el, erau leacă mult mai bine. Nu s-a dorit și atunci am luat decizia să intru în politică și nu puteam să fiu, am zis că nu intru deloc. Prima dată am zis că nu intru vicepreședinte. Dar am zis, domnule, voi fi foarte ridicol să merg în județ, să vorbesc cu oamenii și poziția mea care era bărbatul sau soțul președinței de partid. Adică asta mult să mă gândesc, n-am pus să intru. Dar în discuții și cu colegi de la Botoșani și de la București, mi-au zis, domnule, când știm noi, om direct, ar fi bine să-ți asumi pe față. N-are rost să pozezi într-un om care nu faci politică și în final tu faci politică. Apropo de Costel Șoptic, este până la urmă creația dumneavoastră politică. Da. Țin minte și acum conferința de presă în care l-ați prezentat la sediul partidului. În 2010, dacă nu mă înșel. Da, 2011. Sau 2011, pe acolo. Am venit cu el la partid, la recomandarea lui Liviu Alexa și al Dora Alpoai, care m-am întâlnit cu domnia sa la premier, unde avea un restaurant. Mi s-a părut un om pregătit. Este un om pregătit, Costel Șoptic. Nu poți să-i aduci în zona asta obiecțiuni. Și am zis atâta timp cât eu eram criticat în interiorul PNL-ului că nu promovez elita și promovez doar oamenii din zona rurală, atunci am adus pe Iuță, pe Șoptic, pe elita. Așa se dorea, am adus elita și nu am nicio problemă. În sensul ăsta îi doresc putere, succes, suntem în competiție politică și în ziua votului vom vedea exact cât au pierdut sau nu cu reintrarea mea în politică. Dar care e lucrul pe care regretați cel mai tare din mandatul de președinte la PNL? Adică dacă ar fi să vă întoarceți în timp, ce nu ați mai face sau ați face altfel? Dacă m-aș întoarce în timp, regret foarte mult că am acceptat și am crezut în prieteni virtuali.
Să știți că în politic, pericolul care îl paște pe un om care are o funcție, consideră că are prieteni. Nu există prieteni, există interes. Și eu am crezut foarte mult în prietenia asta virtuală, nu prietenia adevărată. Și m-am înconjurat foarte des și de foarte multe ori cu foarte mulți care ei, în loc să gândească pozitiv în ceea ce privește persoana mea în calitate, poziția pe care o aveam și administrarea pe care trebuie să o realizăm noi cu maximă responsabilitate, ei mereu se gândeau cum cad eu, cum arestează ăștia pe mine într-o zi ca să devină ei în locul meu pe poziția aia. Auzeam și în momentele alea, dar de multe ori le-am ignorat. Dar după ce am trecut pasul de a pleca, de a fi suspendat din funcție, în 2015, luna februarie, am început să aud mai mult, să realizez și o greșeală, să știți. Dar în politică nu trebuie să-ți faci prieteni. Trebuie să respecti cu maximă seriozitate regulamentul sau statutul partidului. Prietenii trebuie să iei din tinerețe sau să-i găsești, da, greu. În afara politicii. Da, eu vă spun că asta a fost una din greșelile mele. Am crezut și am ajutat oamenii fără, dacă aveai carnet de partid, erai deja omul care era susținut de mine și am greșit. Pentru că am făcut și multe erori, chiar dacă am avut și mulți oameni pregătiți, dar am avut și oameni care nu erau pregătiți pentru anumite poziții. Dar eu, fiind un taliban și un luptător pentru echipă, am făcut maximul să susțin oamenii care făceau parte din echipa partidului. Apropo de promovarea unor oameni pe funcții, acum câteva zile a trimis Alde Botoșani un comunicat prin care solicita ca în funcțiile de conducere la instituțiile publice să fie promovați oamenii prin concursuri reale, adevărate. Și în mandatul nevastră au fost promovate o mulțime de persoane în urma unor concursuri, ce-i drept, dar de fiecare dată, de obicei, era un candidat și un câștigător care era și membru PNL. Da, da, dacă o să urmăriți, majoritatea au rămas din ei. Puțini au fost schimbați. Dacă ne uităm un pic la Consiliul Județean, de la creații au ajuns la muzeu, din la Rapsoz au rămas, Clin din director au rămas inginer-șef, Cârlan din director a rămas inginer-șef. Adică totul... Școala Populară de Arte? Da, au rămas în fund. Adică la ipotezi au modificat cu subvenționat managerul. Cred că eu am luat niște decizii curajoase, pentru că nimeni nu avea curaj să schimbi la Rapsozul Botoșanului, la muzeu. Și am luat niște decizii curajoase, care bine m-au costat, pentru că am intrat într-un mușuroi cu furnici, care am deranjat o zonă sensibilă. Și văd că am făcut, recunosc că am făcut și eu mici, dar să știți că niciodată, chiar dacă aveai carnet de partid, doar dacă te chema gireadă ca să vii, să bați cu numai, să fii susținut oricum restul, nu prea aveau șansă. Singurul care a avut un atum maxim în fața mea a fost gireadă, indiferent ce problemuțe erau, el trebuia să fie primul. De ce? Așa am avut eu, cred că, o scăpare. Am avut o afecțiune mai aparte față de el, am mers foarte mult cu el când avea necazurile alea penale pe la Târgu Mureș. Am fost un om care îl înțelegeam că iar o perioadă grea și el era un om foarte hăituit, multe plângeri, multe dosare. Și el a mai mers cu dumneavoastră când ați avut dumneavoastră probleme penale? S-a închis subiect. În ziua când aștepta ultima condamnare, eram la el în primărie cu nevastă mea și cu nevasta și cu el. Patru oameni eram care așteptam. Și i-am zis, bă, dacă feream de ceva, merg eu cu tine, te duc, asta e viața, fii puternic, nu știu ce, nu știu cum. Adică am stat lângă el până seara la 7, până odată aia decizia la Târgu Mureș. La Cluj, cred că a avut Târgu, nu. Nu știu cum a avut el, la Târgu Mureș. Oricum, prin Atlial, cineva, da. A fost, mi-am și ziua, era în perioada pre-pascală. Eu am fost cu el, cu soția mea și cu a lui și mereu eram lângă el, pentru că, da, totuși am crezut că e un om simplu, care a făcut și lucruri bune, au făcut și lucruri mai puțin bune, dar au făcut și lucruri bune acolo în comuna aia pe care o condus. Dar nu este ciudat dumneavoastră să fiți lider la ALDE și fratele dumneavoastră fiind continuare în PNL? Eu vreau să vă spun că atâta timp cât tatăl meu a fost în viață, am avut o obligație în plus. Pentru că taimi mereu îmi spunea, nu uita, nu uita că familia trebuie ajutată, susținută, nu știu ce. Atâta timp cât Dumnezeu să vede tatăl meu nu mai este printre noi, am stabilit niște reguli cu fratele meu. Nu facem afaceri împreună. Și în politică nu mai suntem în același parte niciodată. Sunt două lucruri care le-am stabilit ca să nu ajungem să pățim cum au pățit frații Dolănescu. Să se judece, să se certe. Astea sunt două lucruri. Rămânem frați, ne respectăm, vorbim, dar sunt două chestii care le-am stabilit frățește. Nu facem afaceri împreună și nu facem politică în același parte împreună ca să eliminăm orice discuție. Asta.
Cei de la PSD au primit de la centru ca temă de discuție acum vreo lună de zile o posibilă alianță, chiar și pentru alegeri locale cu Pro-România și cu BALD. Ce părere aveți dumneavoastră despre? Este fezabilă o asemenea variantă? Eu repet, la început când m-am întors în politic, am făcut și declarații publice când doream să susțin reîntoarcerea dreptei la nivelul constituțional. Vrem să recunoaștem sau nu? Totuși, 8 ani de zile cât dreapta au condus cu județul, s-au mișcat un pic. Și mă refer la mandatul lui Țibuleac și la mandatul pe care l-am avut eu 3 ani de zile și un an Sorescu, un an și ceva. S-au mișcat un pic lucrurile. Ei, dacă ne uităm un pic pe ultimul mandat, care este al social-democraților, lucrurile sunt aproape spre zero. Aici ori partidul nu a ajutat echipa, ori echipa nu înțeles ce are de făcut. Și atunci este o chestiune dificilă. Știu că la nivel de București se discută o alianță pentru zona de din toamnă, parlamentară. În același timp am fost deschis la orice discuție pentru a ajuta la câștigarea președintelui Consiliului Județean. Dar la momentul ăsta, cred eu, după cum văd că abordează lucrurile Pro-România, e clar că Pro-România merge separat, și cum văd că PSD-ul se poziționează, cred că ne îndreptăm spre o candidatură separată a tuturor partidelor. Pentru că văd eu că PSD-ul nu sunt dispus să cedeze nimic. Și alte, dacă nu primește o candidatură susținută și de PSD la primăria municipiului Botoșani, exclude că nu are ce să negocieze. Nu pot să dau PSD-ului și președintele Consiliului Județean și primar de municipiu virtual. Pentru că nu poți să faci. Deci asta este condiția dumneavoastră ca să defilați împreună cu Găina Fedirovi și Cean Trufi în campanie. Asta am informat și București. Eu vă spun în premieră, n-am spus la nimic treaba asta, asta am informat și București. Nu este o condiție. Nu cred că o putem lua o condiție. Este o obligație. Ca să faci o alianță, trebuie să primești ceva în alianță. Acel ceva trebuie să fie un obiectiv greu. Pentru că la PSD, obiectivul Cătălin Futru e pierdut. Vă spun eu, din interior. Adică e o bară, candidat, șanse zero. Și cu Lucian Borfotin asta altă situație? Eu cred că situația? Există o bătălie echilibrată. Și cu o firmă foarte puternică în spatele lui de consultanță adusă din București, pe care eu deja sunt în discuție să o aduc la nivel de Botoșani în următoarea perioadă. În spatele candidatului? În spatele partidului și a candidatului, că aici mă interesează. În zona rurală știu eu mult. Da, că ați adus aminte de alege, realist vorbind, câștigă ALDE vreo primărie anul ăsta la alegeri locale? Știu, pentru că noi avem deja 5 primari în funcție și avem oameni cu șanse. Adică, zic eu, realist, ne putem învârti în jur de 10 primării care le putem câștiga și un rezultat cu două cifre. Pentru că am văzut tot țelșel discuții. Noi, eu, când am ieșit în politică, am propus și mi-am asumat un rezultat cu două cifre. Dacă vorbim de rezultat, înseamnă un 10% la nivel județ minim. Acest rezultat mi-l asum. Sunt realist că îl putem onora liniștit. De aici în sus, dacă cetățenii vor căpăta mai multă încredere în noi, dacă lucrurile vor evalua așa cum consider eu că trebuie să evalueze, putem urca. Dar un minim 10% cu sprijinul cetățenilor vom obține liniștit. Și acest 10% înseamnă 15.000 de voturi. 15.000 de voturi trântește un președinte în loc să fie câștigător, înseamnă perdant. 15.000 de voturi înseamnă 10%. Dacă luăm 11.000, tot crește numărul de voturi. Gândiți-vă, s-ar putea să joace, din calculul meu, între PNL și PSD, să joacă maxim 3.000 de voturi diferență. Da, cam așa a fost diferența și la prezidențiale. Eu am făcut de acolo. L-am făcut pe calculator și o să vă dau înainte de alegeri ca să o păstrați, să vedeți dacă mai am un pic de miros politic. Pe comune am făcut, cam cum simt eu că vor fi rezultate. Dar referitor la mirosul politic, când ați aflat dumneavoastră va fi demis Alexandru Colbu din funcția de prefect? Și aici m-a deranjat foștii mei colegi, că l-am rugat personal pe secretarul de stat, domnul Sorescu, să mă informeze în timp util, ca să vorbesc cu domnul Colbu, să înainteze demisia de onoare, că așa cred eu că e mai corect. N-are rost să mă, dar mi s-a promis o treaba asta. Aceeași discuție am vorbit-o și cu șoptică, cu o săptămână înainte. Și mi-a spus că nu spune problema să fie schimbat, pentru că el nu dorește lucrul ăsta. Era tare mulțumit că soția mea cu prefectul a organizat pe banii lor, nu pe banii prefecturii, o întâlnire foarte frumoasă cu toți veniți în Botoșan de aici. Păi, regul, mulțumim, bături, la o săptămână, buf, la unul noapte. Și atunci nu putea să dați un semn. Omul ăla n-are nicio vină. E un om care în viața lui încerca să fie un om integru și corect. Simplu, trimitea demisia și nu era căutat, fel și de motive, că nu a gestionat bine, nu știu ce.
Și motivul real al schimbării, care a fost până la urmă? Doar faptul că voia PNL-ul să-și pună prefectul lui? Obligatoriu și venirea domnului director de cancelarie.